Bună ziua, domnule primar, bun găsit la primăria Roseți. Bine ați venit. Domnule primar, un subiect important. La dumneavoastră, trecând spre primărie, am observat școala aceea Rosetii, în reparație se montează acoperișul. Nu, asta ați observat-o de mult timp, de anul trecut, de când am început lucrările. Dar continuăm, mai avem un singur corp de școală cu probleme. Și avem pe urmă mai împrejuirile, mai sunt diferențe de lucrări, că mai sunt lucrări la care renunțăm, lucrări pe care trebuie să le facem, sunt necesare a se executa. Dar așa este, n-a mai rămas decât corpul de școală ce? În execuție. Se lucrează la acoperiș și sper să ne încadrăm în grafic. Adică? În așa fel încât să terminăm la timp. Când estimați? Cu constructorii am colaborat foarte bine. Au reușit să... Ca în momentul când am început școala să avem spațiile necesare pentru cursuri. Așa că, ce să vă spun, treburile decurg normal. Cum ar trebui să decurgă. Mai avem încă o lucrare în execuție, modernizare, gospodărie de apă și canalizare. Sperăm și acolo să ne încadrăm și ne gândim și la celelalte pe care trebuie să le începem. Și sunteți modest, domnule primar, pentru că nu ați vorbit de bazele sportive, terenurile de sport și sala de sport din curtea școlii. Cele mai importante proiecte ale primarului regional. Așa este. N-am să înțeleg niciodată, dar bineînțeles că asta trebuia să eu să o cunosc. La 800 de elevi cât are școala generală Roseți, e necesară o sală de sport, care este un proiect care se află la CNI. Noi, din punctul nostru de vedere, am făcut ceea ce trebuia să facem. La ora actuală se pare că este... O să primim și avizul din punct de vedere tehnic. Avizul din punct de vedere financiar s-a rezolvat. Terenul de microfotbal, terenul care va fi amplasat exact lângă baza sportivă, va fi și la gata. Poate până la finalul anului. E în fază de licitație lucrarea, deci e pe gal pe un program. Deci, la ora actuală pot să spun că stăm bine cu lucrările. Adică suntem mulțumiți de modul cum evoluează lucrurile. Ne chinuim să rezolvăm și treaba cu dispensarul și grădinița. Așa cum v-am mai informat și mai înainte, căutăm să facem un corp de grădiniță în așa fel încât grădinița să desfășoare un program prelungit, pentru ca familiile a căror atât bărbatul cât și femeia lucrează, să aibă unde să ducă copiii, fără să aibă să le poarte grija până când vin la serviciu. Să vorbim, domnule primar, este important. Despre finanțare. Cum vă descurcați? Întreabă și alți primari. Cum reușește Râșnoveanu să găsească bani pentru finanțarea proiectelor? Nu, trebuie să mă întrebe. Toată lumea știu. De fapt, de câte ori am fost întrebat, eu le-am spus. În primul rând, sumele pe care le-ai prevăzute pe un buget sunt alea care sunt. Al doilea rând, trebuie să și noi să ne silim în așa fel încât sumele prevăzute prin buget, resurse proprii, să le avem întotdeauna. Adică să putem să le corectăm de la cetățeni. De fiecare dată am spus, căutăm programe în așa fel încât proiectele pe care le lansăm să cuprindă valori cât mai puține din partea noastră, ca cu o participare, în funcție de cât avem disponibil. Ca așa toată lumea poate să
promoveze proiecte și nu știu ce, dacă nu ai cu ce să le susții, rămân pe hârtie. Dar seama, rămân pe hârtie, da. Și nu putem să ne hazardăm, pentru că problema arieratilor, am discutat-o întotdeauna, hai să terminăm cu acest lucru. Ne întindem fiecare când ne este plapuma. Proverbele astea românești au temenicia lor. Asta e situația.